Un accident rutier a avut loc joi pe raza localității Ilișești. În coliziune au fost implicate două autoturisme și un autocamion. O coliziune a avut loc joi între un autocamion și un autoturism pe raza localității Ilișești. La fața locului au intervenit pompieri militari ai detașamentului Suceava cu modulul SMURD, auto specială pentru descarcerare și ambulanță SMURD tip B2, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. În urma impactului, o femeie de 41 de ani a rămas încarcerată. Aceasta era conștientă și cooperantă și a fost extrasă de către echipajul de descarcerare.